Rainbow Warrior Nava Faniona Greenpeace a sosit astăzi, 29 mai, în portul Constanța, unde va poposi pentru o perioadă de 5 zile. Prezența Rainbow Warrior în țara noastră reprezintă un mesaj extrem de puternic. Vasul călătorește pe oceanele și mările Terei pentru proiecte științifice sau pentru a protesta împotriva marilor poluatori. Este o platformă de conectare a celor care cred că pot și vor să ajute planeta. Rainbow Warrior este și una dintre cele mai verzi nave din lume. Folosește preponderent velele pentru deplasare, nu deversează deșeuri în mare, iar materialele folosite pentru construirea sa au fost alese doar din surse ce respectă normele etice ale Greenpeace. Echipajul a venit în țara noastră cu intenția de a trage un semnal de alarmă în legătură cu modul în care producem energie în prezent și schimbarea climei planetei. Mesajul Rainbow Warrior pentru România este: stop cărbune, folosiți energie curată. La nivel național, România are o poziție extrem de retrogradă și suntem lipsiți total de ambiție. Prim-ministrul nostru și actualul ministru al energiei nu au niciun soi de viziune în privința a ceea ce înseamnă schimbările climatice și a politicilor care trebuie să fie active în spațiu public pentru a limita efectele schimbărilor climatice. În strategia energetică națională se vorbește în continuare că în anul 2050, adică atunci când Europa își dorește să aibă zero emisii de gaze cu efect de seră, România încă se va mai baza pe cărbune. E un lucru care e absolut incredibil și de neacceptat pentru noi. De asemenea, este ignorat complet potențialul energiei regenerabile în România. Ne aflăm sub limita medie, să zicem, stabilită de Comisia Europeană pentru statele membre. Noi avem o țintă de 27%, cam pe acolo, ținta recomandată de 32%, deci, da, pentru 2030. Guardian, pe care toată lumea îl cunoaștem, scria următorul lucru, că termenul de schimbări climatice a devenit prea moale. Nu mai putem să vorbim doar de schimbări climatice. Trebuie să schimbăm terminologia și să vorbim despre stare de urgență climatică, criză climatică, colaps climatic. Ne tot uimim de ce se întâmplă. Avem tornade în România, avem secetă, avem inundații, dar nu facem suficient de mult legătura între aceste fenomene, aceste manifestări și sursa lor, ce anume le produce. Pe navă se găsesc imagini sugestive cu elemente din natură afectate iremediabil de factorii poluatori sau schimbările climatice. Politicienii și sectorul de business trebuie să oprească orice sprijin pentru combustibilii fosili, principalii agresori ai climei, și să deschidă calea pentru energie regenerabilă. Viteza aplicării unor măsuri benefice climei trebuie să crească pentru a nu încălzi planeta cu mai mult de 1,5 grade Celsius. Altfel, generația viitoare nu va mai avea niciun viitor. Portul Constanța este prima oprire dintr-un tur de 5 luni care promovează soluțiile energetice curate și solicită acțiuni decisive din partea liderilor europeni.